Și cărțile tale sunt romane, nu sunt chiar cărți de călătorie. Da, nu sunt nici cărți de călătorie, nu sunt nici manuale ale micului iluminat, nici tratate de spiritualitate, cum poate crede lumea. Am observat această tendință, mai ales anul trecut când am lansat prima carte, Cartea Verde, apărusem îmbrăcat într-o robă stacojie, roba care se poartă acolo de altfel, e accesoriu comun, vestimentar comun tuturor care se preumblă prin ashramul lui Osho, dar iată, când ieși din lume și te îmbraci așa, lumea nu se uită la tine ca la un nebun, se uită la tine ca la un guru. Și aici a fost o ușoară confuzie, dar intenția mea a fost una simplă și sinceră, de a completa puțin ambianța cărții, de a promova cartea într-un fel așa cum sunt obișnuit din publicitate, știi? De-aia și port acum căciulița asta pe cap, e căciulița tradițională nepaleză și se numește Dakatopi. Deci nu am venit ca un nebun cu ceva fisticiu pe cap, doar de dragul de a veni, ca să pot să susțin promovarea celei de-a doua cărți. Da, în cărțile mele nu vorbesc despre lucruri înalte. Am încercat, am vrut să fac pe șmecherul față de mine și să trag concluzii savante, dar nu am reușit. Și atunci m-am smerit și am zis că e mai bine să-mi spun propria poveste. Poate așa o să înțeleg și eu câte ceva. Și având în vedere că m-am antrenat la scris o perioadă destul de lungă în viața mea, am pornit să-mi aștern pe hârtie peripețiile prin care am trecut în acel an pe care eu îl numesc inițiatic. O perioadă, prima perioadă din acest an inițiatic e istorisită în aceste două cărți. 3 luni la Osho în India, 1 lună jumătate în Nepal. Și ai avut foarte mult succes cu cărțile astea. De ce crezi că au avut atât? De ce crezi că sunt așa mult citite și discutate pe internet? Din cauza un sincerității tale, sau spune undeva că scrii fără rușine ce... Da. M-a surprins și pe mine succesul ăsta, mai ales că nu l-am anticipat și nu l-am dorit. Eu am scris pentru mine. Am scris să-mi povestesc mie și dacă am scris să-mi povestesc mie, apoi nu mi-am scris să mă mint și să-mi construiesc o aură de nu știu cum și nu știu ce. Nu, am căutat să înțeleg ce se întâmplă, am căutat să integrez niște experiențe. De aceea demersul meu a fost complet sincer, fără nicio perdea, fără niciun ascunziș, complet vulnerabil. Deci m-am expus cu totul. Și poate că nu m-aș fi expus așa până la capăt, în sensul că n-aș fi publicat, dar prietenul meu, Brădus Florescu, care are un site de călătorite du.ro, a insistat să publice, plăcându-i ce citește, și m-am lăsat înduplecat până la urmă și așa a ajuns cartea pe internet, mă refer la prima parte, și lumea a început să devină atentă și atunci mi-am dat seama că pe de o parte, sinceritatea cu care am scris, într-adevăr, provoacă la sinceritate din partea cititorului. Am primit extrem de multe mesaje în care oamenii îmi spuneau că au început să-și pună întrebări pe care nu și le-au pus niciodată. M-a șocat și m-a bucurat în același timp. Mulți, sigur, și-au dorit să ajungă în India, dar foarte mulți și-au dorit să călătorească, pur și simplu. Adică efectele au fost, cum să spun eu, anticipate de mine, dar pozitive. Și-au plecat cu cartea ta în India, știi? Oameni care au plecat. Au plecat și au făcut și poză. Mi-au trimis poze pe internet. Asta e o chestie care îmi place. E o bucurie pentru mine să văd că mulți dintre cei care au citit fac o poză și mi-o trimit. E așa o chestie extrem de drăgălașă și am pe site-ul meu o colecție întreagă de fotografii de genul ăsta. Dar de la asta am plecat cu cartea asta, că asta e ce m-ai întrebat tu. Și cred că, într-adevăr, cărțile astea, așa cum au fost pentru mine un soi de oglindă, așa se pare că au devenit și pentru cei care le-au citit. O oglindă în care poate nu s-au privit până atunci, poate văd că nu sunt singuri, că nu sunt singurii care gândesc în felul ăsta, care au luat o razna. Nu, suntem mulți care am luat o razna. Și asta e, câteodată e bine de știut, că nu ești singur. Și urmează volumul 3, că te-ai apucat să-l scrii sau? Ar urma volumul 3. Cartea asta, de fapt, e o carte din 3 cărți formată, din 3 părți, din 3 volume.
Ideea mea inițială era să le scriu pe toate trei și să public un volum de sine stătător, dar doamna Lidia Bodea de la Humanitas a zis: noi nu publicăm cărămizi, și îndemnul ei a fost să le scoatem pe rând. Am scris două, în 2009-2010 am acoperit primele două părți pe care le vedem aici, în faza de first draft. Partea a treia nu există, nu e scrisă, pentru că după aia am intrat în rafinarea acestor două părți, așa s-a întâmplat să fie, dar conform angajamentului pe care mi l-am luat față de mine în 2009 când m-am întors și m-am trezit pe nicăieri, îmi doresc să scriu și partea a treia și probabil după etapa asta de promovare a cărții a doua, adică începând de la toamnă, mă voi retrage undeva să scriu și acest ultim volum din trilogia Namaste. Și despre ce o să fie? Se va și numi Namaste, un roman de aventuri spirituale din nou în India și, așa cum spune și titlul, va fi întoarcerea mea din Nepal în India, pe care o voi parcurge de la nord, din Dharamsala, unde s-au refugiat tibetanii și Dalai Lama, trecând prin Rishikesh, capitala mondială a yoga, unde au și unde există ashramul Beatles-ilor, așa ca un fapt divers. Apoi prin Varanasi, orașul sfânt de pe malul Gangelui, din care am băut, aflând ulterior ce se aruncă în Gange, trecând apoi prin Bodhgaya, locul unde s-a iluminat Gautama, Siddhartha Gautama, unde a devenit Buddha, și încheiind în Goa, pe plajele din Goa. Am înțeles, îți mulțumesc mult de tot și sper să ne revedem la următorul volum. Și eu mulțumesc și namaste! Namaste!